La un pas de tragedie, un microbuz în care se aflau 7 persoane a derapat marți dimineața într-o curbă în dealul Dăii. Anchetatorii spun că șoferul ar fi pierdut controlul mașinii și a ieșit în afara părții carosabile. Pe jos era umed după precipitațiile de azi noapte. 2 persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor după accident. În jurul orei 7, polițiștii biroului rutier Sibiu au intervenit la un accident produs pe drumul județean 106 Agnita Sibiu, în zona Bavaria. Din primele cercetări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un microbus transport persoane spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 54 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile. 2 pasageri, o femeie în vârstă de 56 de ani și un bărbat în vârstă de 58 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital conștienți. În microbus se aflau 7 ocupanți, șoferul și 6 pasageri, toate persoanele având domiciliul în localitatea Roșia. În cauză, la nivelul biroului rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La fața locului au ajuns echipaje de ambulanță care au transportat la spital cele 2 victime. Este vorba despre un bărbat de 58 de ani și o femeie cu 2 ani mai tânără. Aceasta din urmă s-a ales cu un traumatism de șold și unul de mână, iar bărbatul a suferit un traumatism la genunchi. Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi, la Sibiu a fulguit toată noaptea de luni spre marți, iar în cursul zilei de marți, mercurul din termometre nu a urcat mai mult de minus 1 grad. În plus, meteorologii au emis o informare valabilă pentru toată țara. Aceasta a intrat în vigoare în dimineața zilei de marți la ora 10 și este activă până în 11 ianuarie la aceeași oră. În intervalul menționat va fi ger, de crapă pietrele, iar pe alocuri va mai ninge viscolin zăpada. Vremea va fi rece în toată țara, geroasă noaptea de marți spre miercuri, îndeosebi în nord, centru și est. Minime termice de până la minus 21-20 de grade în estul Transilvaniei, iar în noaptea de miercuri spre joi, mai ales în est și centru, minime termice de până la minus 16-15 grade în estul Transilvaniei, anunță meteorologii. Există și o veste bună în tot acest frig de care mulți dintre noi ne temem. Tradițiile bătrânilor spun că în anii geroși mor foarte mulți viruși, așa că oamenii vor fi mai sănătoși. Date fiind condițiile meteo, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor prudență la volan și cauciucuri de iarnă la mașină. Deși anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii de la o anumită dată, în condiții de iarnă, cei care sunt prinși fără ele riscă amenzi usturătoare. Până la amenzi însă atât șoferii cât și pietonii sunt sfătuiți să fie atenți și să circule corect, astfel încât să nu fie implicați în accidente rutiere. Pentru că iarna își intră în drepturi, atragem atenția conducătorilor auto, dar și pietonilor, cu privire la necesitatea adoptării unei conduite preventive menite să scadă riscul implicării în evenimente rutiere cu consecințe grave. Astfel, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între autovehicule și să se asigure foarte bine înainte de efectuarea oricărei manevre de schimbare a direcției de mers. Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția, să nu circule pe partea carosabilă, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor. În noaptea de luni spre marți, mercurul din termometre a coborât până la minus 5 grade, iar în cursul nopții de marți spre miercuri se pare că va fi și mai frig. Minimele vor fi de minus 9 grade, iar pe timpul zilei nu se va atinge mai mult de minus 1 grad. În aceste condiții, pietonii riscă să fie ceva mai neatenți, mai ales atunci când traversează strada, așa că șoferilor le este recomandat să încetinească din timp în apropierea trecerilor pentru pietoni. Folosirea necorespunzătoare a tricolorului românesc vine cu amenzi usturătoare. Președintele Klaus Iohannis a promulgat săptămâna aceasta legea prin care pângărirea drapelului României se pedepsește cu amenzi cuprinse între 10 și 20.000 de lei. Conform legii, pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripții sau simboluri. Excepție fac cele aprobate prin lege. Cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicției constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 10.000 la 20.000 de lei de către agenții constatatori din cadrul Poliției Române și ai Jandarmeriei Române. Cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului numărul 2 din 2001,
privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 180 din 2002, cu modificările și completările ulterioare, arată legea deja promulgată. Atașarea de drapelul României a altor însemne decât cele prevăzute de lege se consideră abatere de la ordinea publică și va fi sancționată de către polițiști și jandarmi. Angajata finanțelor care solicita mită pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a fost condamnată definitiv. Pedeapsa este de 3 ani. Cu toate acestea, femeia nu va face o zi de închisoare și asta pentru că pedeapsa a fost dată cu suspendare. Inculpata pierde astfel temporar niște beneficii și drepturi și este obligată la plata unei sume de bani. O sumă modică de doar 1350 de lei bani care reprezintă contravaloarea sumelor percepute ca mită. Anunțul a fost făcut marți printr-un comunicat de presă de către Serviciul Județean Anticorupție Sibiu. Reamintim faptul că femeia a fost acuzată că în perioada mai-iunie 2022 a pretins și primit sume de bani cuprinse între 100 și 720 de lei, condiționând astfel efectuarea atribuțiilor sale de serviciu, în speță solicita bani pentru punerea la dispoziția unor formulare și asistență acordată pentru completarea și înregistrarea declarațiilor respective. Cei 7 hoți prinși la începutul acestei săptămâni de către polițiștii sibieni au fost arestați preventiv. Aceștia vor sta după gratii cel puțin 30 de zile. Magistrații au decis că bărbații să fie cercetați din stare de arest preventiv. Cei 7 sunt suspectați că în data de 30 decembrie 2023 și în 7 ianuarie 2024 au intrat în sediul a 3 societăți comerciale, de unde au sustras țevi de cupru, sisteme de răcire, dar și scule electrice și materiale feroase. La data de 8 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Sibiu a admis propunerea procurorului de caz și a dispus arestarea preventivă a celor 7 sibieni pentru 30 de zile. Persoanele în cauză au fost încarcerate în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Sibiu. Reamintim faptul că polițiștii de investigații criminale au reținut 7 sibieni, bănuiți că în zilele de 30 decembrie și 7 ianuarie ar fi pătruns prin infracție în sediul a 3 societăți comerciale din municipiul Sibiu, de unde ar fi sustras țevi din cupru, componente ale sistemelor de răcire, scule electrice și materiale feroase. Cercetările în acest caz sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, în cadrul unui dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea a 3 infracțiuni de furt calificat. Muzeul Național Bruckenthal deschide seria expozițiilor temporare cu un vernisaj surpriză. Este vorba despre expoziția Jocuri de Putere, semnată de către Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte și Design de la Iași. În ciuda numelui care duce cu gândul la anul electoral pe care tocmai l-am început, expoziția vine cu un alt fel de jocuri de putere. Este mai mult vorba despre supraviețuire, mai degrabă. Artistul și-a propus să ilustreze puterea în diferite forme. A lucrat câțiva ani buni la operele de care se vor bucura înaintea tuturor sibienii. Expoziția trebuie privită cu timp. În spatele unor schițe sau a unor desene maiestuoase stau portrete, stări de spirit și manifestări ale puterii. Nu degeaba vorbim despre putere și felul în care ea poate fi jucată. Și cu toate acestea am venit aici cu un subiect foarte fierbinte, ca să fac așa o comparație cu altfel, și un subiect foarte fierbinte cu care ne identificăm, de fapt. Nevoia de putere, jocurile de putere, sunt, de fapt, parte identitară din genul noastră uman. Și nu numai uman, pentru că dacă analizăm bine istoria civilizației, vom descoperi că aceste jocuri de putere sunt parte identitară a existenței în sine, deci este un subiect ontologic. Nu am vrut ca omul să fie prezent în mod direct, explicit, în această expoziție, pentru că ar fi însemnat să poată tu deși despre stânga sau spre dreapta. Eu am pus un problema, am vrut de fapt să pun deși pe probleme, să ating o subiecte fertinți, pe care lumea contemporană le simte din plin, în mod dureros. Ar fi putut fi o expoziție despre frumos, despre peisaj, despre frumusețea feminină, despre fericire, despre multe alte subiecte care probabil le-am fi digerat mai ușor. Dar am ales un subiect dur. Consider ca artist că este important să spun lucruri pe bune, să fiu un artist sincer și în măsura în care pot,
cel puțin prin vocea aceasta vizuală, să evit problemele la nivelul discuțiilor, cel puțin ca discuțiile se ducă în final la soluționări pașnice. Suntem înconjurați, din păcate, de foarte multe tensiuni, de foarte multe conflicte, e suficient să zic în televizor sau dacă și imediat suntem bombardați cu informații cu care nu am vrea să auzim. Expoziția va mai merge în câteva locuri din țară, iar ulterior va lua drumul străinătății. În vara acestui an să fie organizată în apropiere de Viena, în Austria. Așadar, este o expoziție care continuă. Deja se lucrează la catalogul expoziției, trilimb, român, englez și german, și iată că expoziția și povestea aceasta a locurilor de putere, a lui Adrian Suderinu, va continua.